Puterea dragostei, 21 mai. Aia, dezvăluirii șocante despre Maria. Îți trimit și cu cine a dormit la hotel. O nouă ediție a emisiunii Puterea dragostei ne surprinde cu dezvăluiri neașteptate din partea concurenților. Dezvăluiri bombă în ediția de vineri, 20 mai, în cadrul emisiunii Puterea dragostei. Lucrurile se complică între Alexandra și Codruț, iar un nou scandal este pe cale să înceapă. Amira, eu nu sunt ca voi. Aia, păi tu ai spus că Maria a fost cea care ți-a zis ție lucrurile astea. Maria te-a învățat. Amira, ați făcut toate chestiile astea aici cu Codruț, să mă împingeți pe mine să mă bag în relația lor, ca să scăpați voi de Alexandra. Aia, dezvăluiri bombă despre Maria. Aia vrea să arate adevărata fața a Mariei. Concurenta face dezvăluiri șocante despre aceasta, susținând că o să se despartă de Marinescu după ce o să iasă din competiție, din cauza vârstei pe care o are. Aia, Marinescu, vrei înregistrările când vorbea Maria acasă despre tine? Vrei să o auzi pe Maria când spune că se joacă cu tine și că acasă o să-ți dea papucii, că ai 23 de ani, ești copil pentru ea? Dacă vrei, îți trimit și cu cine a dormit la hotel. Mariana recunoaște că Amira și Maria ar fi pus un telefon sub preșul Alexandrei, pentru a o putea înregistra. Cristina Mihaela intervine și ea în scandalul momentului. Cristina Mihaela, voi v-ați dus cu telefonul, să-l puneți sub preș la Alexandra. Mariana, da, domnișoara Cristina. Maria a fost sus cu Amira. Amira, să vă fie rușine că veniți aici și nu vă asumați, mincinoaselor.